Bună seara, dragi copii! Bine ați venit la atelierul de creație Piticii Pricepuți. Eu sunt Claudia Benchea și m-am gândit în 7 aprilie sărbătorim Ziua Mondială a Sănătății. Eu m-am gândit că ca să facem o bonetă care e caracteristică persoanelor medicale și o inimioară. O inimioară pentru a oferi persoanei dragi. Dacă sunteți pregătiți pentru a face boneta, avem nevoie de material alb, un fetru. Fetru e un material puțin mai grosuț. Trebuie să fie puțin mai tare materialul ca să stea. Da? Că un material normal nu o să stea. Material fetru alb, două bucățele de coli A4, eu am găsit ceva cu sclipici sau roșu, material roșu. Lipici, foarfecă, un creion liniar și puțină vatelină să punem în inimioară. Dacă le aveți pregătite, eu propun să începem să facem boneta. Și începem cu materialul acesta alb. Avem un liniar și măsurăm 5-6 cm. Eu zic că ajung 6 cm. Aceasta am făcut-o de 7. 6 cm. Măsurăm 6 cm. Și decupăm. Am făcut o fâșie mai lungă, da? Să fie cât puteți voi de drept să decupați. Și măsurăm. Pentru mine e perfectă. Da? Tăiați o fâșie mai lungă și după aceea măsurați. Dacă e prea lungă, mai decupați din ea. Punem puțin lipici. Aici pe margine și o lipim. Și o lipim. Țineți puțin apăsat să se lipească bine. Da? Și am făcut un cerc. Formă rotundă. Așa. După aceea, văd că s-a lipit bine, se lipește imediat. Punem pe bucata de material și să fie cât mai rotundă, cam așa. Luăm creionul și facem semn. Mergem în jurul bucății acestea de material. Din partea cealaltă. După care decupăm. Așa, punem materialul
alt deoparte, că nu mai avem nevoie de el. Și decupăm. Punem lipici pe margine. Și lipim. Trebuie să apăsați puțin aici. Așa. Apăsați să țină, să se lipească. Dacă mai aveți surplus de material aici, mai decupați, dar încă nu, lăsați-o să se lipească. Bun. Luăm o bucățică de material roșu. Eu am luat pe acesta cu sclipici și facem crucea, cruciulița. Măsurăm cam 2 cm jumătate. Așa. Și așa. Mai tăiem încă o bucățică, tot așa 2 cm jumătate. Așa, e puțin prea mare, o mai decupăm puțin. Așa, cred că e suficient. Da. Deci 2 cm jumătate pe 5 cm. Să mai îndrept puțin aici. Și o lipim. S-a lipit și boneta între timp. Și o lipim.
Așa. Mai am un pic surplus de material aici și o să-l mai decupez. Pentru ca s-a lipit boneta, pot să decupez. Așa, și aici. Puțin aici și gata. Da? Uitați boneta. Așa. Boneta am confecționat-o. Și acum mă gândeam să facem și o inimioară pentru a oferi persoanei dragi. Avem două bucățele de material roșu. Eu am găsit și acesta cu sclipici și un roșu simplu. Și facem o inimioară. Îndoim bucata de material. Așa. Și cu creionul facem o formă de jumătate de inimă. Deci, așa. Vă arăt imediat. Cam așa. O decupăm. O să meargă mai greu că e materialul dublu. Și mi-a ieșit o inimioară. Facem și pe cealaltă. Eu zic ca să fie la fel. O decupăm. Așa, am făcut două inimioare. Luăm lipici și punem lipici pe margine. Așa.
Așa. Aici lăsăm puțin, o bucățică mică, nu punem lipici, punem numai tupă, ca să punem vatelina înăuntru. Luăm și partea cealaltă și o lipim. Mai lăsăm puțin, că văd că nu s-a lipit încă. Și punem vatelina înăuntru. Punem lipici și în partea cealaltă, partea unde nu am pus lipici, punem și aici. Și ținem puțin apăsat. Cred că s-a lipit, da. Uitați inimioara. Și boneta. Sper că v-a plăcut atelierul meu și vă mai aștept și la alte ateliere. Pa, pa, copii!